Doamnelor și domnilor, bună seara, suntem la Vorbe cu Minte, emisiunea unde invitații mei acceptă provocarea de a trece prin două teste, cel de inteligență și cel de sinceritate. Trebuie să vă amintesc că Vorbe cu Minte este o emisiune de autor și orice persoană vizată în discuție are dreptul la replică. Zâmbetul dumneiei este cel care, aș nu știu cum mă predispune spre o stare atât de calmă și chiar de cu minte. Invitata noastră din această seară, dragi prieteni, este doamna Monica Babuc. Bună seara și bine ați venit la Vorbe cu Minte. Bună seara, bine v-am găsit. Înainte de toate, o să vă rog să vă faceți un autoportret. Ouleu! Sunt o femeie născută în Republica Moldova, o româncă în egală măsură moldoveancă. Cu toate cele frumoase și bune pe care le au femeile noastre, cred că sunt o fiică, o mamă și o soție bună, dar totodată sunt o profesionistă care a știut să pună pe altarul muncii pe care a făcut-o, inclusiv foarte mult timp care era bine să fie dedicat celor dragi. Dar așa fac de foarte multe ori femeile basarabence, care de toată lumea din afară venită în Republica Moldova, sunt apreciate extraordinar pentru faptul, și acum vă rog să mă credeți că nu-mi fac mie un autoportret cu 10 plusuri, vreau să spun că femeile noastre reușesc să meargă la muncă, să fie mame, să fie soții, să se preocupe de gătitul sarmalelor sau a piftiei, de frumosul de în casă, de căldură și așa mai departe. Lucruri care ni s-au transmis genetic de la bunicile, străbunicile, mamele noastre. Eu cred că eu mă înscriu exact în această categorie și sper foarte mult că pot pretinde la titulatura unui intelectual, cel puțin de nivelul Republicii Moldova, care este un om care nu își închipuie viața în afară de o trăire spirituală, de cultură. Vorbesc de teatru, de literatură, de cinema, de operă, de folclor, de patrimoniu în toate caracteristicile lui. Știți, de regulă, când invit oaspeții mei să-și facă un autoportret, ei se simt, nu știu cum, foarte modiri și parcă se închisiți. Văd că dumneavoastră nu ați avut o problemă să vă dați o apreciere de cât de bine este acest lucru, adică să știi să te poți prezenta, cât de important este. Foarte important. E foarte important și vreau să vă spun că am avut mult timp din copilărie, am avut un fel de complex, lucru care nu era de fapt văzut, de comunicare și așa mai departe, dar probabil că, deși eu nu pot să spun că neapărat cred în zodii și nu știu ce, dar faptul că sunt berbec născut în anul dragonului, mă făcea cumva din interior să lupt cu sficiunea mea care nu trebuia să fie văzută de altcineva și eu luptam, de fapt, cu mine. Înțeleg, sunteți un foc dublu, dar în aparență atât de calmă. Și nu știu, zâmbetul ăsta este un zâmbet firesc sau este un zâmbet care ați învățat că trebuie să-l purtați? Dragă Ileana, dacă m-ați fi rugat, vă aduceam pozele mele din, nu că fragedă copilărie, dar cea mai fragedă copilărie și ați fi văzut că în absolut toate pozele mele am zâmbit și lucrul ăsta a fost cumva extrem de legat de mine. Sunt un om care iubește extrem de mult să râdă, care iubește, sper că am spiritul de umor, apreciez gluma, inclusiv și cea care este câteodată la limita decenței, fiindcă depinde în ce împrejurări și unde o faci, dar mai ales eu cred că acest zâmbet vine la mine de la părinții mei, care au fost eminamente oameni care au iubit oamenii, s-au iubit ei înde ei. Această atmosferă de dragoste care m-a vaccinat în familie m-a făcut să ies către oameni cu zâmbet. Eu nu am vrut să cumpăr pe nimeni cu zâmbetul meu. Dar asta sunt eu. Dar s-a întâmplat nu doar să cumpărați, dar și să convingeți oamenii că sunteți persoana care ar trebui să le decide soarta. Mulțumesc dacă credeți așa, dar vreau să vă răspund cu absolută sinceritate că zâmbetul meu, la fel ca și vorbele mele, la fel ca și tot ce am scris de la mine,
discursurile mele, dacă vreți, luările mele de poziție și așa mai departe, au fost întotdeauna verificate de controlorul meu interior. Ce să mai zic de zâmbet? Aici nu mai e loc de acest lucru. Niciodată nu am zâmbit pentru că ar fi trebuit să zâmbesc. Eu iubesc oamenii. Bine, dar uneori se întâmplă să aveți și un zâmbet așa mai trist. Mai trist, mai normal. Trist. Mi se pare absolut normal. Dar acum dumneavoastră ați venit la noi în calitate de femeie absolut liberă, da? Sunteți liberă de politică. Sau este politica acel doping fără de care nu vă puteți imagina viața? Nu, cred că nu pot să zic în cea mai mare măsură liberă de politică, în sensul în care cu pregătirea mea profesională de istoric și de om care a urmărit evenimentul politic din copilărie, iarăși, vedeți, părinții mei, mama mea mi-a fost profesoară de istorie, părinții mei au fost interesați de evenimentul politic, l-au urmărit în perioada Renașterii Naționale, au participat la el. Prin urmare, eu nu cred că pot scăpa de această obsesie a urmăririi evenimentului politic și a aflării la curent cu tot ceea ce se întâmplă. O obsesie? O pasiune? Și... un viciu sau un avantaj? Eu cred că o pasiune care se transformă în egală măsură în avantaj și dezavantaj de multe ori, pentru că eu vreau să vă spun că predilecția mea pentru cultură este clară. Este o predilecție, dar iată că faptul că făceam parte dintr-o echipă politică și e firesc așa pentru o persoană activă ca și mine, așa am fost din copilărie, într-un fel un lider așa, ca să zic, exact așa cum s-a întâmplat în viață, cumva a fost un deserviciu pentru mine în activitatea mea în cultură, pentru că cei care nu aveau ce îmi reproșa în eventuale subdomenii culturale, neapărat îmi reproșau participarea într-o eventuală echipă politică care pe ei nu i-a aranjat. Era vorba de liderii acestei echipe sau era vorba în general de faptul că sunteți femeie frumoasă și ați reușit totuși să vă plasați pe același nivel cu bărbații? Acum, cred că trebuie să dispărțim aceste două lucruri. Sigur că, din păcate, la o anumită perioadă, echipa politică din care am făcut parte a avut de serviciul să sufere din cauza imaginii unui ex-lider a acestei echipe politice. Dar și altă dată vreau să vă zic că dacă nu exista o tabără care detesta această echipă politică, exista altă tabără și vă spun, percepția mea personală, s-ar putea să greșesc, dar percepția mea personală este că de foarte multe ori, atunci când nu ai argumente, păi procedezi după vechea poveste rusească care se numește Sam Durac. Înțelegeți? Deci tu când nu ai argumente, spui, ei, ce să mai vorbim cu asta, că ea făcea parte din, eventual, din PDM. Înțelegeți? Nu la subiect, nu hai să analizăm, dar ce s-a întâmplat în cultură? De exemplu, în 6 ani de ministeriat al acestei persoane, femei și așa mai departe. Acum, cât privește faptul că sunt femeie, uitați-vă... Faptul că sunteți femeie care a reușit să vă poziționați exact în același unghi... Așa credeți dumneavoastră, eu da? Eu cred că da, pentru că fiind femeie în Republica Moldova, trebuie să știi să te impui. Dar minte, să vii în politică, să fii frumoasă, să atragi. Eu să operez cu acest termen, pentru mine chiar sunteți o femeie tare frumoasă. Mulțumesc. Dar eu cred că dumneavoastră, bine, și calitățile de zodie vin aici, vă vin în ajutor, pentru că bărbații cu drăgușori, așa se... Cu caracter, mai degrabă. Nu, voi nu vă lăsați călcați în picioare. Cu caracter, e adevărat, pentru că, bine, așa te naști cumva în viață, nu poți suporta umilința. Dar nu devii cumva puternic, trebuie să te naști neapărat să fii... Foarte mult depinde de modul în care ești tratat în familie și foarte mult depinde, probabil că da, de acest caracter genetic care ți este dat. Uitați-vă, mi-e greu să vă explic dumneavoastră de ce eu, fiind în grădiniță, e o istorie mai veche din copilărie. Îi struneați pe toți acolo. Nu era vorba de asta. Obțineam ceea ce îmi doream. Îmi aduc aminte, aveam o dădacă pe care o iubeam foarte mult, îi ziceam Mâca Ulița, Dumnezeu să o odihnească în pace. De o bunătate și de o blândețe, bine a zis cine a zis, parcă Nicolae Steinhardt spunea că degeaba toate diplomele universitare, academice și nu știu ce, dacă omul nu este dotat cu darul binelui, a bunăvoinței. Păi iată, această dădaca a mea, Mâca Ulița, fie iertată,
Era de o bunătate și de o blândețe, la fel ca și educatoarea noastră, doamna Eleonora, nu știu ce mai face acum, dar pentru mine erau... Dar toată lumea știa că cea care vă vorbește are anumite solicitări. De exemplu, eram puși la dans în sărbătorile de Crăciun, așa, să dansăm moldovenească, mamele noastre, așa din ce aveau, din tifonul ăla cumpărat, mi-aduc aminte, mămica mea, Dumnezeu să o ierte, draga de ea, vopsea acest tifon cu sineală, cum era, cu albastru ăla care era, lipea pe el niște foi de staniol, din stele din staniol, care îl găseau cu foarte mare greu, așa, și urma să dansăm un dans acolo. Ei bine, eu am urmat să merg în pereche cu un băiețel care mie nu-mi plăcea. Și îmi plăcea un Costică, care mi-a fost ulterior și coleg de clasă și cu care am fost prieten, din păcate plecat și el din viață. Ei bine, deci atâta timp cât nu a fost soluționată problema cu Costică, cu schimbul de partener, eu nu am dansat, dar probabil că eram o piesă importantă în acel dans, că până la urmă, deci după multiple discuții și așa mai departe, cu mâca Ulița și cu educatoarea noastră, ați făcut consiliu. Da, noastră Eleonora, probabil că eu am putut convinge cumva și Costică a dansat cu mine alături, așa încât eu vreau să vă zic... A fost primul dumneavoastră succes? Nu cred că a fost primul. Nu cred că a fost primul succes public, poate, nu știu. Poate, dar uitați că eu mi-aduc aminte de acest eveniment din grădiniță, să fie avut probabil vreo 4 ani. Eu mi-aduc aminte foarte bine acest caz. După care, altele care nu mi le aduceam, mi le amintea dădaca mea, care îmi spunea, ei, când chiar cu totul mai plângeai de dorul părinților sau ceva și nu puteam să te liniștesc cu nimic, zicea că mă lua așa subțioară și cu mătura în mână, că trebuia să mai măture și eu subțioară mai plângeam, după aia adormeam la ea în brațe și ea mă punea în pat. Așa încât, da, caracterul se formează, dar caracterul vine și din, probabil că de o anumită structură genetică. Deși eu vreau să vă zic, părinții mei ambii au fost de o blândețe și de o înțelepciune pur și simplu dumnezeiască. I-ați moștenit, nu? Da, e adevărat, fără îndoială. Ați fost vreodată dură, categorică, pentru că mi-ați spus că părinții au fost blânzi. Da, eu am fost. Eu am fost. Adică știți să tăiați. Cred că altfel nu ai putea să obții, cel puțin așa îmi pare mie, cu caracterul pe care îl am, cred că altfel nu poți să obții nimic atunci când conduci o entitate. Eu mi-aduc aminte că la începuturile activității mele credeam că probabil poți înțelege prin convingere, prin dăruire, prin faptul că oamenii o să vadă că ai o atitudine foarte bună față de ei și așa mai departe, poți conduce. E adevărat că poți, dar nu cu toți. Trebuie să ții în frâu. Există oameni care, din păcate, înțeleg că numai iată când ai o anumită, eu nu aș trata-o ca frică, dar totuși o anumită zonă de atenție în raport cu conducătorul, că dacă nu faci ceva, sau dacă nu vii la timp, sau dacă nu ții cont de ceea ce scrii în fișa ta de post, da, lucrurile astea se vor verifica și se vor lua concluziile de rigoare. Iată, din păcate, pentru mine, eu mi-am făcut concluzia asta, că fără ca să ai caracter și capacitatea să te impui și să te poziționezi, așa cum ați spus dumneavoastră, este foarte complicat, cel puțin în societatea moldovenească, să obții anumite rezultate. Doamna Babuc, dar în calitate dumneavoastră de politiciană și la pornind de la fizicul dumneavoastră, s-a întâmplat, nu știu, să fiți curtată de bărbați pe care să-i bruscați, pur și simplu? Eu cred că dumneavoastră exagerați în raport cu fizicul meu, nimic absolut deosebit. Eu le mulțumesc părinților mei pentru cei ce mi-au dat. Există femei cu adevărat frumoase. În politic, actualmente, de exemplu. Actualmente. Sunt multe, multe femei frumoase. Nu știu. Nu, bine, nu vreau avem o blondă și în arest la domiciliu. O excludem. Eu nu vreau să numesc pe nimeni, dar eu vreau să vă spun că în Republica Moldova există foarte multe femei frumoase. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Și vreau să vă spun că nu neapărat această formulă de frumusețe clasică, deși cine știe care este frumusețea clasică, ea se raportează la fiecare dintre noi. Este foarte relativă și atât de subiectivă. E adevărat. Dar, bine,
Ați tăiat cumva elanul vreunui bărbat care încerca să vă curteze? Știți care e problema? Eu am un caracter care nu acceptă și probabil că bărbații inteligenți, pentru că de alții nu mai vorbesc eu, înțelegeau că în anumite situații nici nu-i cazul să ajungi până la situația în care ar trebui să respingi pe cineva și așa mai departe. Dar n-a fost situația la fel și cu soțul dumneavoastră. Eu nu știu, cunoaște lumea povestea dumneavoastră de dragoste? Nu știu dacă o cunoaște, dar nici nu știu dacă neapărat trebuie să o cunoască. De ce? Sunt lucruri extrem de personale care sunt bine de ținut aici la inimă și dar la suflet. Dar de cât timp sunteți căsătorite? Aproape 25 de ani. Ați văzut mulți înainte. Mulțumesc. Dar nu l-ați afișat? Deci nu v-ați arătat bărbatul? Am fost la toate evenimentele culturale, altceva că soțul meu nu este o persoană publică, categoric, deci, și nu numai el, ci și fiica mea, sunt oameni pentru care le sunt extrem de recunoscătoare că au reușit să păstreze în raport cu mine un fel de autonomie a lor, pentru că despre asta nu s-a vorbit în familie, că uite, noi nu vrem să fim persoane publice. Era de la sine înțeles. Altceva că au mers cu mine la spectacole, la concerte și așa mai departe, dar nu s-au dat în vânt cu interviuri sau cu altceva, păstrându-și zona lor de intimitate și păstrându-și capacitatea lor de a gestiona viața lor așa cum și-au dorit-o ei. Și eu am respectat întotdeauna acest lucru și mi se pare absolut firesc. Noi am avut o poveste este frumoasă de dragoste cu soțul meu, pentru că vă spun doar o mică parte. Noi am făcut studii postuniversitare, așa numită aspirantură, pe timpuri la Moscova. Era unicul centru sau poate și Sankt Petersburgul în care se mergea să faci studii postuniversitare de înaltă calitate. Pe atunci, din păcate, noi nu aveam acces la alte... Nici peste Prut, la noi nici nu mai exista. Da, fără îndoială. Erau anii, mijlocul anilor 80-90, deci nici vorbă. Dar adevărul este că aspirantura mea la MGU, la Universitatea Lomonosov de la Moscova, au fost ani foarte frumoși. Au fost anii de perestroica. Au fost anii de renaștere națională în Republica Moldova, pe care i-am trăit cu intensitate în capitala țării în care m-am născut și în care am văzut adevărați intelectuali ruși care erau mult, mult mai apropiați de viziunea noastră. Adică, dar unde v-ați născut? Păi, cum să, în Republica Moldova? La Bardar, în raionul Ialoveni, dar am văzut intelectuali ruși care cunoșteau mult mai multe despre istoria noastră decât noi, pentru că noi am fost lipsiți de această capacitate. În aceeași perioadă am făcut studii cu soțul meu, nu ne-am cunoscut, deși circulam cu aceleași trenuri și cu același avion și am făcut cunoștință întâmplător în familia unor persoane care ne-au devenit ulterior naș de cununie, dar care se cunoșteau cu familiile părinților noștri în diferite perioade. Și când ni s-a făcut cunoștință, m-am fost extrem de nemulțumiți unul de altul, nu am avut niciun fel de, cum să vă spunem... Niciun feeling, vibe, acum este la modă, vibe. Da, nu prea. N-au rezumat vibe-urile. Ca după asta să ne întâlnim, după un timp, cred că după peste un an și ceva, întâmplător pe stradă, și să schimbăm câteva cuvinte din de care am înțeles. De complezență, de fapt, a fost. Absolut. Și după care nu ne-am mai despărțit. Așa s-a întâmplat și a fost frumos. Acest lucru a fost frumos. Da, dar viața unor vezi cum joacă niște feste și niște chestii. Da. Într-un an de zile, în perioada în care nu l-ați văzut, v-ați gândit vreodată la el? Mm-mm. Nu, știam că am făcut cunoștință, nu puteam să mă gândesc pentru că a fost o întâlnire așa foarte ad hoc, așa cumva ne-am vorbit, orică simțeam noi că cineva ar fi vrut să ne facă cunoștință, fiecare din noi se gândea, domnule, dar ce am ajuns chiar la aceea ca să... Și nu știu, nici nu s-a legat nimic, a fost foarte așa... Ca să ne întâlnim după aia, vă zic, întâmplător, la colțul străzii Ștefan cel Mare cu Pușkin. E greu de înțeles, știți cum? Tocmai asta este și taina întâlnirii a doi oameni care probabil că Dumnezeu decide să fie împreună. Ceva atunci s-a produs. Deci ceva s-a legat. Și el este omul care nu va
pus bețe în roate, nu v-a interzis să fiți această persoană publică. Ei sunt foarte recunoscătoare. Eu chiar vreau să vă întreb, da, dacă în spatele unui bărbat puternic se află o femeie puternică, cine stă în spatele unei femei puternice? Un bărbat și mai puternic. În ciuda percepției că, uite, o femeie puternică care este în fața rampei, da, sau iese pe, nu știu, pe podiumul politic sau social sau public în general, stă un bărbat care are mai puțină voință, este absolut eronat și falsă această percepție. Un om care permite partenerului său de viață să fie cumva... Să iasă în prim plan. Exact, să iasă în prim plan, trebuie să fie un om foarte puternic, care acceptând acest lucru să îl doteze pe partenerul său și cu încredere și cu capacitatea de a-i oferi, și apropo este cazul soțului meu, fără prea multe declarații, fără chestiuni spectaculoase, dar senzația de casă caldă în care eu sunt așteptată, înțeleasă, nu neapărat descusută, soțul meu nu prea este vorbăreț și nici fiica mea nu aș zice, dar știam că dacă eu voi veni ca să împărtășesc cu ei sau o bucurie sau o tristețe, sfat, poate. Da, lucrul acesta va fi, deci eu voi primi acel, uitați-vă că nu putem scăpa de englezism, de acel feedback sufletesc de care de fapt aveam nevoie, de acea liniște, de acel calm sufletesc, lucru pentru care sunt extrem de recunoscătoare familiei mele, soțului meu, dar și fiicei mele, care au știut inclusiv să mă puncteze și cu destul umor câteodată când veneam acasă și lor li se părea că eu de la înălțimea mea de ministru, ar trebui să cobor acolo. Adică aceleași maniere le-a abordat și acasă? Nu le abordam, dar ei făceau câteodată... Da, doamna ministru. Da, da, exact. Zice, făceau haz de mine sau când eu sunt așa un pic mai, vă zic, eu mai impulsivă sau ceva, puteam să intru de la intrare, zic, ce-s cu papucii ăștia? Și ei care stăteau în calm și în liniște privind filmul, ambii extrem de apropiați unul de altul, așa mai introvertiți, spuneau, ok, a venit ministra noastră acasă cu haz, toate lucrurile se degajau. Dar și așa. Cine v-a dat acest nume de Monica? Părinții. Era atât de rar. Mm. Probabil erau, nu știu, urmăreau filmele cu Monica Bellucci. De unde a venit? No, Monica Bellucci pe timpurile celea. Noi suntem, apropo, din același an cu Monica Bellucci. Sunt bucuroasă, o apreciez foarte mult ca și actriță și ca om. Mi-a plăcut că este atât de firească, lucru care mi-l doresc în viață și eu. Da? Știți că ea, fiind întrebată odată, da, nu observați că îmbătrâniți, iată, nu știu ce, a observat jurnaliștii că aveți niște cearcăne, apropo și mie, mi-a scris cineva de ună zi niște comentarii, că ei, ai îmbătrânit, dragă, și mai departe. M-a umflat râsul pentru că eu nu am urmărit niciodată scopul să rămân mereu tânără, pentru că chiar dacă l-ai urmări, nu poți fugi de timp, doi. Dacă și vreau să rămân cumva, cred că aș vrea să rămân așa cum a fost mama mea sau soacra mea plecate după 80 de ani și despre care nimeni și niciodată n-ar fi putut spune la vârsta lor, că arătau de vârsta lor, că au arătat vreodată rău. Dar întotdeauna, din tinerețe și până la plecarea lor, se spunea, ce femei frumoase. Niciodată n-ați apelat la operații plastice? Niște injectări, niște... Nu. Nu, poate că și... Sincer acum. Absolut sincer. Nu înseamnă că nu încerc să am grijă cumva de fizicul meu, dar utilizez aceleși metode foarte clasice, de la îngrijirea zilnică a feței până la mergerea destul de rară, mai rară decât ar trebui la un cosmetician. Dar, în general, eu sunt extrem de conservatoare. Eu zic, lucrul ăsta poate nu-i foarte, foarte bun și eu încurajez femeile care își doresc și apelează la lucruri mai radicale. Eu pentru mine nu mă simt, nu mi le simt necesare aceste lucruri și dacă vreodată va fi nevoie, poate, eu nu zic că nu aș apela, dar deocamdată eu nu simt nici sufletește această Când necesitate. Când vă uitați în oglindă, vă place ceea ce vedeți? Nu neapărat. Eu sunt
autosuficientă în raport cu mine. Asta nu înseamnă că eu nu aș vrea să arăt mai bine, nu aș vrea să arăt mai fresh, nu aș vrea să fiu mai suplă. Doamne ferești, din contra, am avut întotdeauna reproșuri în raport cu mine. Dar asta nu înseamnă că reproșurile mele ar însemna neapărat dorința mea de a merge ca să nu știu ce să fac, să-mi scot niște coaste ca să par mai suplă sau să fac asemenea lucruri asupra organismului. Meu, Doamne ferește dacă ne scoatem toate cu asta de drăgușor. Ce se întâmplă cu noi? Ar fi păcat. Lumea ar deveni mai tristă. Da, sunt de acord. Mai perfectă și lumea perfectă este... Oamenii perfecti în general, din punctul meu de vedere, sunt așa de triști, drept că nici nu există oameni perfecti. Cred și eu că nu prea. Dar revenind la numele dumneavoastră de Monica, de unde și până unde a apărut acest nume în satul Barta? Da, da, da. Un nume foarte rar. Eu cred că până după căsătoria mea, eu nu am întâlnit pe cineva care să fie avut acest nume. Mi-aduc aminte de profesorul Repida, bunul nostru decan de la Facultate de Istorie, care făcea glume la adresa numelui meu și mă întreba de fiecare dată. Pe mine mă chema cu numele meu de domnișoară Monica Sava. Și el, de fiecare dată când intram la el, mă întreba, păi Monica sau Sava? Și eu spuneam, Afanasie Vasilici, Monica, e brava, brava. Învățam bine la facultate, așa că nu avea motive, dar era un om cu mult umor. Deci numele meu vine dintr-un roman francez care se numește Și unul este ostaș în câmpul de luptă. Dacă aș putea să-l traduc așa, nu știu, poate traducerea ar fi fost altfel, dar a fost citit în limba rusă, Iadin v pole voin, dar era un roman despre una din eroinele mișcării de rezistență franceză. Ei bine, părinții mei l-au citit, mama mea prima și taică meu al doilea, când era însărcinată cu mine, ea fiind profesoară de istorie, foarte pasionată de acest lucru, oameni care au avut o bibliotecă foarte bună acasă, am avut-o și am avut noroc și de această bibliotecă, le-a plăcut acest nume și au decis să mă numească așa. Acum, când la biserică le spune părintele că nu puteți fi botezată cu acest nume, probabil. Eu trebuie să vă spun că eu m-am botezat mult mai târziu. M-am botezat fiind deja domnișoară, pentru că în timpul acela nici vorbă nu era, cu atât mai mult că ambii părinți ai mei au fost intelectuali, încadrați unul în învățământ, altul în gospodăria sătească, conducători, și nici vorbă nu era de atunci ca putea, pentru că evident că toată lumea urma să știe, dar eu fiind domnișoară am mers deja când se putea și m-am botezat, dar vreau să vă spun că nici vorba nu era nu de botez, chiar și la primărie atunci când au mers cu numele meu au zis, dar nu se poate, cum asemenea nume, că de unde ați luat așa nume? Asta e o sfidare, unii sovietice, exact, nici nu se discută. De unde un asemenea nume? Noroc că părinții mei aveau un cuvânt greu de spus, aveau în comunitatea pile. Sătească, nici nu căpile. Taică meu lucra, era pe timpuri, în timpul nașterii mele, era inginer în colhoz, om cu studii superioare. Dar cine erau cei mai importanți? Era președintele de colhoz, inginerul, da! Agronomul, erau cam 4-5 oameni care formau nucleul principal al unei localități. Da, exact. Da. Și i-a convins pe cei de la primărie și atunci ei au zis, ei bine, dacă tu crezi că da, atunci scrii tu, că noi ne temem să scriem. Și adeverința mea de naștere este scris cu scrisul absolut excepțional al tatălui meu, care avea un scris de o frumusețe, ambii aveau un scris frumos, de o frumusețe excepțională. Pentru mine asta este inclusiv un monument de amintire a părinților mei, aceasta adeverință. Și numele v-a purtat noroc? Eu cred că da, pentru că Monica, știți că a fost mama Sfântului Augustin. Da, da, este o sfântă foarte cunoscută și multă lume spune că, bine, etimologia numelui poate fi tratată diferit, dar Monica se trage și de la monos, adică unic, unul și unic, și așa mai departe. Și spunea prietena mea de viață, care locuiește de mulți ani la Paris, mi-a spus, totuși, numele întotdeauna cumva
influențează persoana pe care îl și poartă. Și soarta tot care absolut, poartă. Exact. Dumneavoastră fiind Ileana, nu sunteți o Ileana Cosânzeană? Nu. Pentru că Ileana Cosânzeană nu era doar frumoasă, era și înțeleaptă și dumneavoastră sunteți dacă scriitoare. Dacă ați ști cât de des dau eu în bară. Păi, dar credeți că eu nu dau în bară? Vai de mine, dacă dumneavoastră credeți că eu nu am greșit în viață, dacă nu am regrete, păi le-am foarte, sigur foarte că multe. Sigur că le aveți. Foarte eu multe. Sunt absolut convinsă, pentru că să fie atât de blamat, fiind în funcție de deputat, ministru, să fie arătat cu degetul, să fie nu știu ce, chiar nu, nu poți împăca și lupul și oaia și... Așa-i. Și varza. Da, dar adevărul este că în politică foarte multe din cum să vă spun, criticile care ți se aduc sunt constructive? Sunt departe de a fi adevăr. Criticile, în general, dacă vin de la oameni înțelepți, sunt extrem de binevenite. Ele sunt făcute altfel, înțelepți, dar altfel în politică, critică. În politică nu-i vorba de înțelepciune. În politică este vorba despre ceea că ucideți oponentul pentru că tu, pentru tine contează cei care te ascultă și care sau vor vota pentru el pentru că le ești drag. Știți că oamenii câteodată votează partide și pentru că acolo sunt persoane pe care ei le îndrăgesc. De ce câteodată? Da. Probabil de întotdeauna. Revenim la subiect după o scurtă pauză publicitară, dragi prieteni. Da, dragi prieteni, vorbe cu minte în continuare alături de dumneavoastră, doamna Monica Babuc, doamna ministră. Îmi permiteți să vă zic, doamna ministră, sau nu este o titulatură care v-ar place și v-ar avantaja în momentul în care... Dragă Ileana, eu, dacă vreți să-mi ziceți ministru, aș accepta formula clasică... Ministru. Ministru, da. Pentru că pe mine mă deranjează feminizarea termenilor și știu că prin asta eu stârnesc nemulțumirea mai multor femei care cred altfel, dar le rog pe ele să accepte și opinia mea, pentru că orice om are dreptul la această opinie. Mie îmi pare urât să spui filologă, politolog, nu știu, ginecologă, mie mi se pare asta o insultă la adresa limbii române. Chiar dacă cineva spune că domnule, viața se mișcă, dacă zici deputată, de ce nu poți să zici filologă? Pentru că asta nu sună. Lumea zice scriitoare, zice doctoriță, e adevărat. Da. Dar unele lucruri sună atât de bizar și eu nu înțeleg de ce numele de ministru m-ar deranja sau de ex-ministru m-ar deranja pe mine fiind eu femeie. Dacă zici doamna ministru, e o chestie ca și doamna președinte. Eu cred că astea sunt lucruri inventate, dar bun, asta este opinia mea. Ați cerut să vă fie acceptată această opinie. Am văzut în una dintre postări că vă deranjează faptul atunci când lumea se supără pe dumneavoastră. De ce? Nu știu. Vreți la să fiți întotdeauna imaculată, nu știu cum, în fața mulțimii sau cum? Nu știu la care... Dar vă deranjează când lumea se supără? Vreau să vă zic că când eu simt că am greșit ceva, da, prin care am supărat pe cineva sau cu atât mai mulți oameni, sigur că m-ar deranja și eu atunci niciodată nu prejet să-mi cer scuze. Dar în cazul în care lumea se supără pe opiniile mele în care eu cred, eu nu cred că aici este vorba de supărare. Aici este vorba despre faptul că orice om își afirmă pozițiile lui într-o chestiune sau alta și nu cred că este vorba de supărare. Așa dar cum eu mă supăr. Ce vreau să vă întreb? În PD va reuși totuși să vă spuneți opinia și ea să fie respectată? Pentru că de foarte multe ori se vorbea prin culisii că există acolo dictatură, nu că nu ar fi astfel de zvonuri și legate de alte partide. Exista sau nu dictatura acolo? Și dacă... Da, bine, dacă vorbiți de partide în general, eu vreau să vă spun că greu o să găsiți un partid care funcționează, cel puțin în spațiul post-sovietic și în Republica Moldova în mod special, în care liderul de partid nu s-ar impune de o manieră în care ar fi putut fi tratat ca și un om cu apucături autoritare sau dictatoriale. Așa este un fel de tradiție care a fost moștenită
moștenită din perioada sovietică. Dar se produce schimbarea asta în timp, scuzați, da, vă rog. Da, da, da. Adică el vine om ca omul, după care devine... Ei bine, da, asta e o înțelepciune veche, venită încă de la strămoși, că dă-i omului puterea și ai să vezi cum această dacă putere... Dacă vrei, da, vrei să o testezi, să-l testezi, dar dai putere și o să bani. Vezi cum se schimbă în timp. Puterea, bineînțeles, că distruge foarte mult din omenesc și puterea este un test pe care nu toată lumea îl rezistă. În partide, în general, există această înclinare ca liderii de partid, dar cu atât mai mult în dependență de caracterul unuia sau altuia, să accepte niște comportamente autoritare. A fost și cazul unui ex-lider al nostru, al partidului din care am făcut parte eu, dar absolut sigur pot să vă spun că același lucru l-aș putea spune despre zeci de lideri de partid din Republica Moldova, fără să-i numesc. În cazul, adică vorbim chiar și de doamne lideri de partid. Indiferent cine este, bărbat sau femeie, ajung totuși să... Lideri de partid, doamnă, femeie, la noi... Cred că au fost foarte puține. Vorbesc de doamna președinte actuală, ea a fost președinte de partid un timp scurt și dacă mi-amintesc, doamna Pavlicenko, nu prea mi-amintesc de alte femei care erau președinți de partid. Ca să vorbim acum despre mod normal, despre modul cum se manifestă ele. Mi-e greu să spun cum se comportau femeile, dar bărbații pe care i-am cunoscut conducători de partid puteau să aibă mai mult sau mai puțin înclinări spre niște comportamente autoritare. Foarte mult depinde. Dar și cum de... Dar cum îi temperați? Cum se temperau respectivii? Întrebați, de exemplu, pe oamenii din... Bun, nu vreau să dau nume, că atunci cu siguranță intră un scandal. De unde? Cum să... Din foarte multe partide. Din Partidul Muncii. Gheorghe Sima era dictator. Eu nici nu mi-amintesc cine era liderul acestui partid. Dar vreau să vă spun că eu nu pot să zic că eu nu am fost ascultată în partidul din care am făcut parte. Cu siguranță cred că am fost ascultată. Altfel, nu văd cum aș fi fost înaintată la funcția de ministru sau deputat, pentru că atunci când se discuta despre domeniile în care eram eu responsabilă, cuvântul meu era greu la cântar. La fel ca și cuvintele colegilor mei care erau responsabili de alte domenii. Eu nu pot să spun că, în general, este falsă percepția asta că echipa politică din care am făcut eu parte era, de fapt, fieful și sub conducerea unei persoane care, ok, era o persoană în mare parte autoritară. Pentru că avea bani și permitea asemenea comportament, doamna Babuc. Nu cred că era vorba numai de bani. Dar și de bani. Dar și de bani. Dar știi ce vreau să vă întreb? Este adevărat că fiecare ministru atunci, în timpul respectivului ex-lider, beneficia de o anumită compensație din partea domniei sale? Nu prea țin eu minte așa ceva. Da, nu cred. Nu adică cred. Se dădea un plic bani aceluiași primar care era membru al partidului respectiv, dumneavoastră? Sunt lucruri cel puțin cu care eu nu m-am ciocnit, nu pot să vi le spun. Eu știu bine că primarilor li se făceau suporturi financiare când era vorba despre niște activități în sat. De exemplu, de hramul satului, din anumiți bani, probabil că făcute, și lucrul ăsta este absolut legal, din donațiile făcute de oamenii de afaceri care fac parte din partid. Deci erau făcute niște ajutoare pentru sărbătorirea hramului satului, în care se face, așa cum cunoașteți dumneavoastră, invitația unui artist exact. Care lucrurile astea costă foarte scump, așa, se ofereau anumite ospățuri pentru marea majoritate a cetățenilor satului și așa mai departe. Se mai procurau costume naționale. Pâine și spectacol. Probabil că ei știau foarte bine despre... Da, dar eu nu văd în asta ceva rău. Eu nu văd ceva rău în cazul în care lucrurile astea erau legale. Nici eu nu văd ceva rău. În schimb, auzeam... că este foarte greu, făcând parte dintr-o anumită formațiune, echipă politică, să ai prieteni acolo.
Dar prietenii în general e foarte greu să ia. Ileana, vreți să spuneți că în jurnalism sau în cultură sau în afaceri veți întâlni foarte mulți oameni care spun, domnule, toată lumea în business sunt prietenii mei la cataramă cu care eu pot sta. Nu, au fost persoane care au stat în fotoliu în care stat dumneavoastră și au afirmat, eu sunt prieten, eu am prieteni foarte mulți, inclusiv din domeniul pe care îl practic. Uitați-vă, eu cred că prieteni foarte mulți nu are nimeni, dar asta e o percepție mea. S-ar putea că oamenii îi au foarte mulți sau depinde ce înțelegi prin prieten. Da? Prietenul este cel cu care nu neapărat ai nevoie să vorbești. Tu știi că dacă taci cu el sau dacă nu vorbești și el știe tot ce faci tu, iar în momentul în care îl suni, el îți spune hai să bem o cafea, pentru că el știe de ce îl suni, că te simți prost dintr-o anumită cauză, ăsta e prieten. Dar din ăștia sunt extrem, extrem de puțini. Eu am, cred că, 3 prietene care vin cu mine din copilărie și din studenție și după care am foarte mulți oameni care îmi plac și care îmi sunt simpatici, dar nu neapărat îmi sunt prieteni. O declarație de doamnei Babuc. Nu la Harvard, e adevărat, dar și cu Barderul, Chișinăul și Moscova nu mi-e rușine deloc. Adevărat. Când mă gândeam, adevărat. Ce există în viața dumneavoastră, ce s-a produs între Bardar și Harvard și de ce anume ați Nu vedeți că acum se invocă acest lucru. Eu, în general, apreciind foarte mult afluxul de tineri deci echipa politică care guvernează astăzi țara. Da. E un lucru benefic, să știți. N-am cum să nu privesc lucrul ăsta cu bunăvoință și afluxul de femei. Sunt femeie, sunt mamă, am o fiică de 27 de ani. Să fie sănătoasă. Mulțumesc. De ce nu aș saluta acest lucru? Cu atât mai mult cu cât întotdeauna am crezut că investiția în studii foarte bune este extrem de benefică. Adică nu vă deranjează faptul că oamenii cu experiențe sunt cumva înlăturați? Nu, nu mi-am terminat gândul. Da. Dar pe mine mă deranjează că acești oameni care, slavă Domnului, grație vârstei lor, posibilităților lumii care s-a schimbat în 30 de ani, au reușit să facă niște studii în centre, în centre universitare care performante, precum Harvardul, de exemplu. Oxford, da. Consideră că toată lumea care nu a făcut în Harvard studii, eu nu zic de toți, dar eu am auzit de la foarte mulți oameni politici cărora le-am repostat și personal, că în 30 de ani nu s-a făcut nimic, că în 30 de ani deci s-au perindat aici niște numai oameni irresponsabili, că în 30 de ani vezi bine, și în general toți cei care nu au făcut Harvard-ul cumva, nu trebuie adică puși la... Adică sunt de mâna a doua, ce sunt? Așa, adică așa noi suntem ce, un fel de second hand sau așa cum? Așa îmi pare mie că sunt tratat și lucrul acesta este absolut incorrect pentru păi că... Păi tata meu nu a avut nicio facultate de domn. Și nu cred că... Ce a fost cel mai înțelept om? Om din care, da. Asta și zic, când pur și simplu vii și demonstrezi prin toată activitatea ta, prin atitudinea față de oameni, unu, rezultate, doi, faptul că oamenii te respectă, te iubesc sau te plac pentru că văd în tine un om care la rândul său îi respectă, le aduce rezultate palpabile în viața lor de zi cu zi, fie că ești în cultură, în medicină, în economie, în business sau nu știu unde, iată atunci când te întreabă, poți să spui da, sunt mândru că am făcut Harvard. Dar eu nu știu am zis, de ce Harvardul de astăzi, să știți că nu-i corect, se prea grăbește să meargă prin casă de cultură, fără lumină, întuneric, cum mergeați dumneavoastră când erați ministru, pentru că vedeam de fiecare dată. Se mai duc. Se mai duc, încă. Se mai duc, dar eu asta am zis, nu este musai să ieși cu ceea ce ai absolvit, lucrul ăsta este frumos în sine, dar prin asta să-i definești pe toți ceilalți și vă rog să mă credeți că asta nu vorbește în mine un complex. Când am scris atunci în ceea ce am postat că eu cu școala medie Bardar, cu Universitatea de Stat, Facultatea de Istorie și cu postuniversitarele mele nu mi-a fost rușine niciodată de pregătirea mea, asta nu înseamnă că nu mi-aș fi dorit să ajung și eu la Harvard sau la Oxford sau în Sorbona la timpul meu ca să fac și să continui să învăț. Așa? Eu rog persoanele care se simt cumva vizate de această discuție harvardiană, aveți dreptul la replică. Nu, că eu atunci când am spus lucrul ăsta, nu am avut în vedere că a face studii la Harvard e rău. E rău când îți închipui că doar studiile la Harvard te pot face personalitate. Exact. Sau te pot contrapune unei persoane care a făcut
Universitatea de stat sau Institutul Pedagogic din Chișinău. Da, dar vă deranjează faptul că, nu știu cum, tinerii harvardieni și oxfordieni au înlăturat oamenii cu experiență. Asta mă deranjează. Mă deranjează că au plecat, de exemplu, din ministere. De ce vorbesc despre acest sector al administrației publice? Pentru că am lucrat acolo 6 ani. Și știind că din ministere, și asta s-a anunțat ca o chestie de extraordinară realizare, au plecat câteva sute de specialiști, după care eu eram sigură de acest lucru. Peste un an se spune, spuneți-mi, vă rog, întrebat de cineva care conduce guvernul, care este problema cu care vă confruntați cel mai mult? S-a răspuns că, știți, din păcate avem foarte multe locuri vacante în minister, nu are cine face politici, mai mult decât atât, lumea nu dă busna. Și de ce ați concediat? De ce ați concediat, că pe urmă să fie... Păi, bine, probabil gafe din astea fac toate guvernările. Acum n-ar trebui să ne axăm doar pe asta. Cu siguranță că fac toate guvernările gafe și cu siguranță că au existat și percepții de acest gen, că ia hai să îmi aduc eu. Eu vreau să răspund pentru mine. În ministerul în care am venit eu, nu am adus colegi de partid acolo, am încercat să aduc tineri de pe băncile universitare cu studii foarte bune făcute, inclusiv în România, în Europa și așa mai departe, și să aduc oameni vizionari care ar fi făcut acum mai departe, dacă acești oameni o fi decis sau să vină în partid sau să voteze echipa politică, asta înseamnă că eu i-am convins prin activitatea mea că este bine să faci parte sau să respecti această politică și nu invers, să aduci oamenii care fac parte din echipa ta politică, pentru că cei care sunt acum la guvernare, asta ne imputau. Că noi am umplut deci, ministerele și departamentele cu oameni de partid. Ei, vezi bine că ceea ce se întâmplă acum este cam de 10 ori mai e același algoritm, de fapt, mai pur și simplu transpus de la o... ca să nu discutăm doar despre politică. Exact. Hai, să trecem în revistă cele 10 întrebări de cultură generală. Hai să vedem. Prima întrebare. Continuați proverbul. La noi cultura se termină cu variante de răspuns. A. O pensie mică. B. O durere de cap. C. Un imn. Ultima? La noi cultura se termină... Un imn. Ultima. Un imn. O odă. Un imn. Dar trebuie să răspunzi neapărat cu astea 3 variante, nu, da? Este proverbul. Nu pot să arunc din înțelepciune populară. Bun. Cu ce se termină de regulă la noi cultura? La dumneavoastră, cu ce se termina în fiecare seară? Cu o durere? De cap, cred că. Cu o durere de cap, pentru că o pensie mică. Care este regula de aur a moralității? Întrebarea a doua, variante de răspuns. A. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. B. După mine și potopul. C. Tratează oamenii așa cum vrei să fii tratat. Bineînțeles că a treia variantă. A treia. Da. În ce țară a apărut prima bibliotecă mobilă în 1857? Variante de răspuns. A. Marea Britanie. B. Franța. C. Grecia. Sincer, nu pot să răspund la această întrebare, dar cred că ar putea fi Marea Britanie. Exact. Asta trebuie să o știți, că n-aveți cum, următoarea. Câte raioane sunt în Republica Moldova? 33 și cu 13 municipii și 2 unități teritoriale. Exact. Așa. Nu m-ați întrebat de municipii. Municipii, nu, da. Nu, adică am completat eu așa, că nu... Da. O, Doamne, de regulă, cel mai ascuțit la... pierle politice era fostul dumneavoastră coleg Dumitru Diacov, dar eu am pregătit cu totul altceva. Cărui politician moldovean îi aparține expresia: în politică cei deștepți se prostesc, iar cei proști prind la minte. Acest lucru este absolut sigur și avem 3 variante de răspuns. A. Iurie Roșca. B. Mart Caciuc. C. Mircea Snegur. Nu mi se pare asta o afirmație dintre cele mai bune despre politică? A spus omul care de fapt și este în politică. Iurie Roșca? Nu știu. Nu, e vorba de Mart Caciuc, făcea această declarație în iulie 2004. Mart Caciuc este colegul meu de facultate, este un om foarte inteligent, pe care îl respect pentru inteligență, avem opinii absolut diferite, dar mi-e greu să înțeleg cum poate Mart Caciuc să spună că oamenii care vin în politică și sunt înțelepți se prostesc, pentru că el a făcut toată viața politică. Ori eu nu cred că neapărat asta l-a prostit. Așa încât eu nici nu mă puteam gândi că Mart ar fi spus lucrul ăsta. Următoarea întrebare, vreau să spun că pe mine m-a lăsat, dar o să vedeți. Da. De ce inventatorul telefonului, Alexander Bell, nu și-a sunat niciodată soția?
Variante de răspuns. A. Ea nu voia să vorbească cu el. B. El era foarte ocupat, ca de obicei, cum spun bărbații. C. Soția lui era surdă. Poate să vă răspund. Eu cred că inventarea telefonului nu însemna că pe atunci oamenii au refuzat la lucru cel mai important din viața a doi oameni, să comunice pe viu. Pentru ce trebuia lui Bell să vorbească la telefon, chiar dacă el l-a inventat, dacă o avea pe soția sa alături și eventual o iubea? Eu sper că o iubea și atunci comunica pe viu cu ea, nu la telefon. Adevărul este că soția lui era surdă. Era hipoacuzic. Ați știut acest lucru? Niciunul l-am știut. Chiar l-am descoperit. În ce an Teatrul Național Mihai Eminescu de la Chișinău a fost inaugurat oficial? Vă dau variante de răspuns. A. 6 octombrie 1921, 14 ianuarie 1930 sau 20 decembrie 1948. Recent am sărbătorit 100 de ani de la inaugurarea teatrului și e clar că e vorba de 6 octombrie 1921. Exact. Da. Care scriitor și-a primit cu scandal Premiul Național în 2016? Traian Vasilcă, fără variante de răspuns. Eu o să vă rog să revenim un pic la acest subiect. Da. Întrebarea nouă. În viziunea statului ideal al lui Platon, ce însemna oligarhia? Variante de răspuns. A. Un regim bazat pe avere și exploatarea bănească de către o minoritate. B. Cei cu bani se împart cu cei săraci. C. Au dreptul de conducere doar rudele avuților. Varianta întâi. Da. Așa. Doamne, că n-am mai auzit cuvântul ăsta oligarh, a venit în viața noastră atât de rapid. Și de ultima întrebare. Toate lucrurile noi sunt de fapt lucrurile vechi pe care pur și simplu lumea nu le știa. Oligarhia vine din statul ideal al lui Platon. Vă dați seama că atunci se discuta despre acest lucru. Sigur. Și întrebarea 10 este una de absolut capcană. De la cine nu a reușit să fugă Gogoașa din poveste? De la vulpe. De la vulpe. Noi revenim la discuția noastră, doamna Babuc. Eu chiar întotdeauna am vrut să vă întreb cum se conferă aceste premii naționale. Da. Se ține strict cont de, pentru că nimeni nu vrea să ne spună niciodată, se ține strict cont de principiile politice? Cum sunt aleși oamenii? Doamne ferește, cel puțin atunci când eu făceam parte din această comisie și eram vicepreședinte și ministru al culturii, nici vorba acolo despre principii politice. Este vorba despre o procedură foarte clară, stipulată în hotărâre de guvern cu privire la Premiul Național de Stat și un regulament care prevede... Regulamentul ăsta s-a mai schimbat pe parcursul anilor, dar numai în sensul în care procedura devenea tot mai rigidă. De ce? Pentru că pentru fiecare domeniu se stabileau grupuri de experți, pentru că nu poți deveni laureat al Premiului Național. Dacă nu te înaintează cineva. Dacă nu te înaintează cineva, ori în cazul acestor înaintări, este indicată o listă întreagă de instituții, de la, dacă vorbim de cultură, uniunile de creație, de la instituțiile de cultură de stat, vreau să zic, teatrele naționale, de exemplu, și e firesc că ele ar putea, pentru că unde există așa numita creme de la creme a culturii noastre, nu? În Teatrul Național Dramatic Mihai Eminescu sau de exemplu, nu știu, în Teatrul Național Vasile Alexandri de la Bălți sau la Uniunea Scriitorilor, de elitele exemplu. Elitele culturale acolo îi găsim. Exact. Indiferent de viciile pe care le au persoanele din aceste instituții. La ce vă referiți când spuneți indiferent trecem de viciile? Trecem peste. Vicii are toată lumea, dragă Ileana. În cazul unor documente de stat, acolo nu poți ține cont că oamenii în general au vicii, nu? Există o procedură bine stabilită, așa. Un juriu. Și vreau să vă spun că din acest juriu fac parte oameni de cea mai înaltă calitate spirituală sau arhicunoscuți în Republica Moldova. Se votează, nu știu cum, subiectiv. Toate voturile sunt subiective. Dar nu poți vota obiectiv. Și adică cam câți membri are jurul respectiv? Eu nu mi-aduc aminte bine, dar erau peste 20, dacă mi-aduc aminte, și din comitet. Și se votează în mod secret? Uitați-vă, era un comitet al Premiului Național, care era aprobat prin hotărâre de guvern, cu președinte care era prim-ministru, vicepreședinte care era ministru culturii, pentru că de obicei cei mai mulți oameni erau din cultură, și din știință, și din sport, și din asta, acești 20 și ceva de oameni erau secundați de grupuri de experți care
examinau până la venirea votului toate dosarele depuse acolo. Dosarele trebuiau să corespundă procedurii, așa cum ați spus dumneavoastră, înaintate de instituțiile care erau prevăzute de lege sau de regulament, așa, văzute de grupuri de experți, așa. Acești experți veneau cu recomandări, da sau nu, sau cu mai mult sau mai puțin și așa mai departe, după care avea loc discuția închisă a acestui comitet care asculta experții sau responsabilii de grupuri de experți și după aceea în mod secret se votează. Se votează în mod secret? Absolut. În timpul pandemiei tot absolut la fel s-a votat? Eu nu știu cum era în timpul pandemiei pentru că eu nu mai eram ministru. Dar votul este secret pe fiecare candidatură separat și pe fiecare candidatură separat există lista pe care se raportează, da? Că a fost înaintat conform procedurii, că au examinat-o acești experți, că s-au expus aceste... Bine, dar cine are dreptul să contesteze aceste premii? Păi toată lumea. De exemplu, autorii care nu au obținut premiile tot au dreptul să, nu că să contesteze, dar să pună întrebări de ce, de exemplu, dosarul lor nu a fost acceptat, a ajuns până în final, nu a fost votat. Și întotdeauna li s-a dat răspuns la acest capitol. Deci, dar vreau să vă spun o chestie legat de premiile din cultură. A contat întotdeauna foarte mult ce au spus Uniunile de Creație pe fiecare domeniu, deci asta se considera expertiza cea mai avizată la acest capitol. Uniunea Scriitorilor avea un cuvânt foarte greu de spus prin președintele Arcadie Suceveanu și atât la înaintarea dosarelor, cât și la aprecierea lor. Așa încât unele învinuiri legate de subiectivism, vă rog să mă credeți, vor exista veșnic atâta timp cât veșnic va exista oferirea unui premiu național pe care unii îl salută fierbinte și îl aplaudă, iar alții îl detestă la fel de fierbinte, în dependență de ce, în ce tabără, și vorbesc nu neapărat politică, în ce tabără de percepție artistică sau de gașcă, dacă vreți, se află aceste persoane. Stranie această trecere a noastră la Premiul Național de la avere pe care o aveți dumneavoastră. Averea mea? Da. De ce? Nu știu. Sunt curioasă cât de bogată este familia. Vorbesc acum în plan material, pentru că în plan spiritual nu o să vă întreb câte cărți aveți în bibliotecă și cum, care lecturi v-au schimbat viața și v-au marcat. Dar chiar mă interesează. Mă întrebați că asta chiar e foarte interesant. E mult mai interesant, probabil, decât banul care fărșnește. Eu nu știu, cred că eu pot fi considerată mult mai bogată decât mulți alți oameni în această țară, pentru că am o casă în care locuiesc. Așa, o casă pe care noi cu soțul meu am construit-o, nu-i casă, e apartament la bloc, dar pe care am dus-o noi până la bun sfârșit, cam în 12 ani, atâta timp cât am stat cu socrii mei împreună într-o casă, până fetița noastră a făcut 12 ani, așa s-a întâmplat. Acum o cheamă pe fata dumneavoastră? Nicoleta. Nicoleta. Da. Și avem a stat cu soacră 12 ani? Da. Eu cred că acolo ați învățat o răbdare de fier. Nu, e adevărat. Noi chiar ne-am înțeles foarte bine. Chiar dacă, acum dacă mă întrebați, sigur că poate era bine să avem, cum ar fi bine pentru toată familiile tinere, să locuiască separat. Aparte, dar, exact. Dar socrii mei au fost oameni de o înțelepciune absolut rarisimă și eu profit de acest timp acum, de amintirile, că anumite incomodități care există întotdeauna când e mai multă lume au fost acoperite de această dragoste atot cuprinzătoare din partea lor. Și după 12 ani de iubire cu socrii, v-ați mutat în apartament. În apartament în care locuim aveți și aveți un singur, fiica dumneavoastră, nu i-ați oferit un spațiu locativ, o mașină? Nu? Nu. Fiica noastră nu are nici apartament, nici mașină. Noi acum avem, în afară de acest apartament, încă unul și încă o casă la Bardar, dar ele, aceste proprietăți au survenit anul trecut din cauza plecării din viața părinților noștri. Știu. Și nu pot să vă spun că acest lucru ne-a îmbogățit, ne-a rupt mai degrabă din bogăția noastră și nu pot să zic că casele astea care acum sunt pustii și... Nu locuiește nimeni la Bardar. Acum locuiește, acum locuiesc niște nebuni. Că vreau să mă refugiez.
în niște nepoți. Întotdeauna mi-a plăcut traiul la țară, sincer vă spun. Da, această casă este acum vie pentru că e cineva din rudele mele foarte apropiate, un nepot pe care îl iubesc foarte mult și mă bucur foarte mult că această casă este vie și la părinții socri deocamdată nu. Și vedem casa ce se este întâmplă. Vie atât timp cât locuiește cineva exact, în ea. Exact, exact. Dar în general, dacă percepem după cum, ceea ce s-ar considera în Republica Moldova oameni bogați, nu suntem deloc bogați, nu avem conturi în bănci, avem o mașină. După ce am avut-o una foarte mulți ani, că era și jenă de acum să mergi în ea, care nu este deloc una spectaculoasă și foarte scumpă, dar care ne ajută în activitățile noastre de familie. Bogăția noastră au fost relațiile noastre din familie și, din păcate, noi am suferit și suferim foarte mult pierderea părinților noștri, pentru că, din păcate, nu aveam nici eu, nici soțul meu, frați și surori. Prin urmare, familia noastră a fost doar noi, părinții și copilul nostru, care e acum foarte departe, la Tokyo, în Japonia, face studii acolo. Sper că niciodată nu va spune. Eu am făcut studii la universitatea nu știu care, acolo. Pentru că trebuie să fim totuși oameni. Știți că nu suntem pe final de emisiune. Vreau să le spuneți celor care ne urmăresc acum un cuvânt înțelept înainte de această trecere dintre ani. Cred că trebuie să folosim acest timp pentru a dărui cât mai multă bunătate. Și acest lucru, vă rog să mă credeți, o să vă facă să simțiți bucuria sărbătorilor de iarnă mult, mult mai profund decât o simțeam până acum. Vă doresc din toată inima ca anul care vine să ne întărească în această percepție că binele, bunătatea, frumusețea omenească, înțelepciunea ne poate feri de foarte, foarte multe primejde. La mulți ani! Să fiți fericiți! Da, dragi prieteni, noi toți avem nevoie de puțină dragoste în plus. Dar cine să ne dea? Am fost la Vorbe cu Minte. Să auzim de bine, sunt Ileana Rusu și ne vedem la ENTV.